Vândut de către Fece Botoșan la Apolon în ianuarie 2022, Onjenda a rezistat mai puțin de un an la formația cipriotă. A câștigat campionatul, a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în 21 de meciuri jucate, iar acum trebuie să decide următoarea destinație din carieră. Valeriu Iftime, patronul lui Fece Botoșani, spune că s-a văzut recent cu Hervin Onjenda și i-a propus să joace pentru a treia oară la formația din Moldova. Francezul nu ar fi refuzat, însă a transmis că are oferte mult mai bune din Cipru și Polonia, răspuns final din partea sa fiind în continuare așteptat. M-am văzut duminică cu un jenda. Arată perfect. Are o ofertă mare din Cipru și una din Polonia de 20-30.000 de, de euro. Am vorbit cu el cu niște prieteni francezi care îl știu foarte bine. Hervin mi-a plăcut foarte mult. Ar vrea să vină în România, numai că diferența de bani față de ceea ce îi dau alții este prea mare. A rămas să îmi dea un răspuns până seară. Nu am primit, dar poate au primit colegii mei din Franța. Iar dezvăluirile au continuat. Mai vin o dată i am spus: "Eu aș scoate din din marketing. Din 10 meciuri, sigur are 5 în care joacă bine și devine un jucător important. Aștept oferta lui, a declarat Valeriu Iftime pentru GSP Live. Hervin Onjenda, fotbalistul crescut de către Paris Saint-Germain, a mai jucat la Fece Botoșani în perioadele iulie 2018, ianuarie 2020 și septembrie 2020, ianuarie 2022. Valeriu Iftime l-a vândut de două ori în străinătate, odată la Chievo Verona, contra sumei de 500.000 de euro și a doua oară la Apollon Limassol, contra 200.000 de euro. 13 gol și 13 pase decisive a reușit Hervin Unjenda în 108 meciuri la Fece Botoșani, cota sa de transfer conform site-urilor internaționale de profil ridicându-se la 750.000 de euro.